O nouă zi însângerată la mall, o persoană a fost găsită înjunghiată în gât în această după-amiază în toaleta hipermarketului din parcul Tăbăcăriei. Cel care l-a descoperit este un bărbat care se afla la cumpărături. Când a trecut prin dreptul toaletelor din magazin, a observat sânge pe jos, iar apoi l-a văzut pe bărbatul înjunghiat căzut într-una dintre cabine. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj MUL și un echipaj SAJ cu medic. A fost găsit un pacient conștient care prezenta o plagă la nivelul gâtului. Nu doar medicii au intervenit de urgență, ci și mai multe echipaje de poliție. Victima, spun surse din cadrul IPJ Constanța, este un bărbat în vârstă de 53 de ani. Primele date din anchetă arată că acesta ar fi vrut să-și pună capăt zilelor și s-a înjunghiat cu un cuțit în zona gâtului. Evenimentul vine la doar câteva zile după ce un alt bărbat a murit tot înjunghiat în parcarea altui mall din Constanța.